Salut și bine te-am regăsit! Chiar dacă salonul auto de la Geneva a fost anulat din motive de COVID, iată că tot primim informații despre ce ar fi trebuit să fie lansat acolo. Și avem câteva noutăți interesante despre care o să vorbim în minutele următoare. Și hai să începem cu cel mai nou SUV electric. Este vorba de Volkswagen ID.4 și doamne ce mă bucur că nu mai apare ID Cross în denumire. Este așadar un SUV compact, cu autonomie mare, construit pe aceeași platformă MEB ca ID.3. Și stai liniștit, așa cum am mai văzut și la ID.3, ID.4 va arăta exact ca în poze, minus colantul odios care camuflează formele mașinii. Dar, spre deosebire de Passat, pare mai puțin plictisitor. Pentru început, ID.3 va fi vândut într-o versiune cu propulsie și autonomie de vreo 500 de km. Ai auzit bine? N-am avut autocorect. 500. Putere ne așteptăm pe la vreo 200 doar pentru puntea spate. Doamne, în ce lume trăim în care BMW vinde mașini cu tracțiune față și Volkswagen cu spate? Ce mai urmează, Dacia electrice? ID.4 va avea încărcare rapidă până la 80% în vreo 30 de minute la o priză de 125-150 de kW putere. ID.4 ar trebui să apară anul viitor. Este un model global care va fi produs în Germania, China și Statele Unite ale Americii, dacă reușim să extirpăm virusul. Așa că click dreapta, delete la play. Avem un nou Audi A3 și doamne ce bine arată! O spun sincer că seria 1 pare... Audi A3 este doar o idee mai larg și mai lung, dar apartamentul rămâne neschimbat. Arată și mai bine în echiparea S-Line, dacă ai bani de așa ceva. Acest A3 nou-nouț e disponibil deocamdată doar în varianta cu 5 uși Sportback, fără vreun model în 3 uși disponibil prea curând. Cea mai mare schimbare e însă la interior, care pare să îmbrace și mai bine șoferul în butoane și ecrane. Interesantă ideea de a muta gurile de ventilație mai sus la același nivel cu ecranul digital de 10,25 de inci. Sistemul de infotainment folosește un ecran de 12,3 inci. Partea tare primește și integrare cu Amazon Alexa, așa cum am văzut la Lamborghini. Legat de motoare, cel mai ieftin A3 vine cu motor de 1 litru și 110 cai putere. Și culmea, pe haion o să scrie 3.0 TFSI. Stai liniștit că există și un motor 1.5 TFSI de vreo 150 de cai, diesel 2 litri TDI cu 115 și 150 de cai putere. Și Mercedes-Benz are niște noutăți. Încep cu Mercedes-Benz clasa E, care de acum are noi faruri și stopuri în linie cu cele pe care le-am văzut la GLE. Adică de acum nu mai arată ca un C mai mare sau un S mai mic, ci ca un E. Principalul motiv al acestui facelift e mai degrabă unul tehnologic. Cele două ecrane de 10,25 de inci sunt de acum standard, cu opțiune pentru unele de 12,3 inci. Și parcă am mai auzit cifrele astea mai devreme, nu? La Audi? Faceliftul aduce noi sisteme pentru condus, ca să fie mai sigur și în trend cu evoluția conducerii autonome, plus motorizările care primesc toate sistem mild hybrid de 48 de volți, de parcă pasă. În același timp, GLA, CLA și CLA Shooting Brake primesc variante plug-in hybrid cu autonomii maxime de 69 de km. Nice! Avem informații proaspete și despre Fiat 500 electric, construit de la zero ca să fie un vehicul electric și îmi place ce văd. Bateria e de 42 de kWh, capacitate și un motor de 118 cai putere. În standard WLTP are 320 de km autonomie, puterea maximă de încărcare este de 85 de kW. Prețul pentru Europa e de 37.500 de euro, fără subvenții și pentru început doar 500 de exemplare vor fi produse. Așa că trăim și vedem ce ne rezervă viitorul. Interiorul e și el schimbat cu ecran de, ai ghicit, 10,25 de inci. Aoleo, ăștia au un singur producător de ecrane, mă jur. Fiat 500 o să ajungă și în România, dar nu avem încă detalii pentru când va fi disponibil. Poate ați văzut deja imagini cu conceptul lui i4 de la BMW, model ce prefigurează noua mașină full electrică de la BMW, un sedan coupé care va intra în producție în 2022.
Pe principiul mai puține concepte și hai odată cu ceva mai bun decât i3, conceptul lui i4 merită totuși un pic de atenție, așa cum cerșește grila uriașă. Mie îmi place cum arată, dar nu cred că o să rămână atât de radical în varianta finală. i4 este și prima mașină full electrică de la BMW care va împărți platforma și cu seria 4, doar că seria 4 va avea motoare termice. E cea mai eficientă metodă ca să scazi costurile de producție, iar i4 renunță, apropo, la fibra de carbon. Avem și câteva cifre, 0-100 în vreo 4 secunde, putere maximă de 530 de cai putere și autonomia de până la 600 de kilometri. Și la interior vedem câteva idei interesante, cu două ecrane unite sub aceeași foaie de sticlă, ca la Mercedes-Benz. Acum sunt curios dacă ecranele sunt și ele de 12,55. 2022 e anul în care o să vedem i4 pe șosele. Da, au mai fost și alte mașini lansate în aceste zile, despre care o să mai vorbim în viitorul apropiat. Până atunci, salutări celor care au scris primul în comentarii. Numai bine!